vine acasă, a ajuns cu mare drag în satul Grigorești, raionul Sângerei. Venim spre o doamnă frumoasă, tânără și noi, cum să spunem astăzi, la mulți ani, de partea cuiva drag. Vă ținem în suspans cum încercăm noi uneori să o facem, să vedem împreună cu doamna Verica dacă intrește dumneavoastră aici, cine ne trimite aici și din partea cui venim cu daruri frumoase, cu daruri dulci, să spunem frumoase astăzi, la mulți ani. Haideți! Astăzi, destinația noastră a fost satul Grigorești, raionul Sângerei. O frumoasă vârstă astăzi, vă bate în buchetul vieții și noi cu mare drag venim spre dumneavoastră știind că sunteți astăzi singură și nu sunteți și cu cel drag, cel cu care 20 de ani împărțiți o frumoasă familie, 20 de ani vă unește o frumoasă dragoste și 20 este cifra care completează buchetul căsniciei dumneavoastră. Vrem de suflet să vă adresăm o întrebare care aduce emoții, dar nu vrem să vedem lacrimi. Dar dacă totuși sunt lacrimi de fericire, lăsați-le să curgă, pentru că sunt frumoase. Cine, dragă doamnă, ne trimite aici și vrea cu drag să vă spună astăzi frumos la mulți ani? În primul rând, vă mulțumesc frumos. Sunt sigură că am fetiță care este mereu cu niște idei. Sunt sigură că de la soț. Sunt sigură că am și trei fii care sunt sigură că sunt de la dânsii. Asta este familia care o iubim, o adorăm. Sunt fericită că s-au gândit la așa o surpriză frumoasă. Chiar am niște emoții de nedescris. Mă stărui din toată inima să nu dau lacrimi. Cred că de la fiind, de la fetiță și de la soț. Așa, uitați-vă, probabil a fost o întrebare pe care ați răscolit-o acolo în sufletel și răspunsul l-ați găsit direct acolo, pentru că, într-adevăr, persoanele care le-ați numit sunt chiar ei, nici mai mult, nici mai puțin. Într-adevăr, venim aici din partea celor trei fii ai dumneavoastră, cei mai scumpi, cei mai dragi, inimii dumneavoastră, care vă stimează și vă iubesc la infinit, și nu în ultimul rând, soțul cel drag, care astăzi lipsește, dar uitați-vă, se alătură împreună cu cei dragi dumneavoastră, fetița dumneavoastră, Mădălina, care, din spusele celor dragi pe care deja și noi cu unii am mai conlucrat în această surpriză și am făcut o complicitate frumoasă, am auzit că aveți o menină în casa dumneavoastră și ea, desigur, este complice împreună cu tăticul la această surpriză frumoasă și ne trimite aici, cu drag, special pentru dumneavoastră. Să le tragă din aici această tortă. Mulțumată, doamnă, cu toate că dumneavoastră ați menționat probabil cei mai dragi sufletul dumneavoastră și probabil mai aveți oameni dragi, dar asta, într-adevăr, venim de partea fiilor și de partea soțului și fiicei dumneavoastră. Dar să știți că și aici au fost repartizați în idei, au fost făcute două grupuri, să zicem așa, finii sunt cumva cu ideea dânșilor și cu surpriza și cu cadoul la parte. Soțul dumneavoastră are pregătit cu fiica împreună iarăși ceva cu drag pentru dumneavoastră. Deci să știți că această tortică dulce, această tortică splendidă vine din partea finilor dumneavoastră, cât și această orhidee și sticluța cu șampanie să vă facă astăzi sărbătoare frumoasă, să completeze masa cu oameni dragi care probabil astăzi vor deschide ușa, cu toate că știu că nașul nu e acasă și niște fiini tot nu-i aveți aici alături, dar probabil cineva spre seară o să vină, o să vă bată în ușă și să vă dea îmbrățișare cu drag, cum fac probabil pe fiecare dată. Așa. S-a alăturat aici fiina dumneavoastră, Ana, una dintre finuțele dumneavoastră care este aici acasă, una dintre ele, care este aici acasă și a avut cumva să reprezinte cele trei familii frumoase de finuțe ai dumneavoastră, cu toate că aveți plecați pe secutare, nu pot să vă dea acea îmbrățișare și nu pot astăzi să vă bată în ușă și să vă calce pragul, dar prin ea și prin noi, desigur, vă spun frumos că vă iubesc din suflet, că sunteți parte din viața lor, și vă iubesc la infinit și se închină până la pământ pentru faptul că niciodată nu i-ați refuzat, întotdeauna ați fost cu vorba blândă, cu chipul cald, cu zâmbetul pe buze, chiar dacă undeva acolo în suflet a fost și rece, nu ați arătat niciodată. La mulți ani încă o dată! După cum am menționat, finitul dumneavoastră vă poartă un respect și o dragoste enormă.
Și cu această surpriză au vrut încă o dată în plus să se remarce în fața dumneavoastră, să vă dovedească încă o dată în plus cât de mult vă iubesc, cât de mult vă sunt recunoscători pentru tot. Și desigur, am pregătit noi împreună cu ei niște cuvinte frumoase, o creștare frumoasă, sperăm de suflet să o păstrați acolo la sufletelul dumneavoastră de nănașă. Și surpriza și cuvintele de felicitare vin prin niște versuri calde, sufletești. Cu drag să le ascultați. O dată importantă azi în calendar, pentru nașii noștri scump și bravi în toate, noi finuții voștri vă aducem în dar. Această surpriză, desigur, de se poate. Voi, persoane dragi, ce ușa ne-ați deschis, la o masă mare pe toți ne-ați strâns. Ați găsit cuvinte pentru toți mereu, să alinați durerea când a fost și greu. Rând pe rând pe toți ne-ați adunat cu drag, stând în poarta casei, așteptând. Dragoste și bine am văzut la voi, ați fost un exemplu mereu pentru noi. Nașul, pentru fiind, a fost întotdeauna, și tată, și frate, cu o vorbă bună, nașa noastră scumpă, dulce, alinare, frumoasă și bună, gingășă ca o floare. 20 de ani azi se împlinesc de când nașii noștri cu foc se iubesc. Au format în timp familie frumoasă, și casă, și masă, și copil în casă. Iar pe lângă lor, copilaș frumos, ne-au primit pe noi, cu sufletul duios. De le-a fost și greu, nimeni n-a știut, se luau de mână și iar de la început. Nașii noștri scumpi, ca părinți sunteți, vă urăm din suflet, așa să rămâneți. Știm că a fost greu, dar nu ne-ați refuzat, rând pe rând cu drag, pe trei ne-ați cununat. Ne aplecăm cu drag în fața dumneavoastră că sunteți prezenți și în viața noastră. Fie Sfântul Domnul să vă ocrotească, viață lungă și frumoasă să vă dăruiască. Noi vom fi alături, lângă dumneavoastră, cu o vorbă bună, cu prezența noastră, de greșini iertați, de trebuie mustrați, dar mereu cu drag să ne așteptați. La mulți ani, mulți stimați nași! Mulți ani dumneavoastră, mulți ani soțului dumneavoastră, Ghenadie! Familie frumoasă, familie care a fost întotdeauna mâinile întinse pentru trei perechi de fii, pentru trei perechi de tineri, pentru trei perechi de oameni dragi care au avut plăcere să vină în fața dumneavoastră, să vă spună că au drag de voi, rând pe rând să vă bată în ușă cu drag de a-i cununa și dumneavoastră, din puținul dumneavoastră familial, ați împărțit cu ei. Vă sunt recunoscători, vă spun din suflet la mulți ani și o sărbătoare cât mai frumoasă, cu mare drag din partea lor. Sigur, dacă aveți și dumneavoastră ceva, deja fina Ana este, ceilalți așteaptă cu drag să le spuneți ceva. Vreau să le mulțumesc la toți trei, la toți trei fenuți. Să le... Eu nu am cuvinte, sunt emoționată la maxim. Sunt... Nu am cuvinte, sincer. Vreau să mulțumesc din suflet, să vă spun la toți trei că vă iubesc enorm. Fiecare sunteți, faceți parte din familia noastră, din viața noastră. Și să vă spun că vă iubesc și pe cei care sunt departe, în străinătate, și pe finalina care vine, deja este pe drum. Să-i mulțumesc din suflet, cred că principalul Finan a fost cu ideea, să le mulțumesc la toți trei din suflet. Vă iubesc la infinit. Sănătate, sănătate, să vă bucurați de ei, să apreciați fiecare gest al lor, pentru că nașii, repet, de fiecare dată, într-o perioadă de un an jumate, nașii când cunună nu cer nimic în schimb, decât să le bată în ușă, să le spună o vorbă caldă, să-i stimeze și să le fie alături, și la bine și la greu. Dați-vă, am pomenit noi și de soțul dumneavoastră și de fiica dumneavoastră, Mădălina, deci... În primul rând, dumneavoastră ați menționat că vine surpriza din partea lor și, într-adevăr, ați avut perfectă dreptate. Soțul dumneavoastră, Chiculița, astăzi au pregătit și pentru dumneavoastră acest buchet frumos și splendid de trandafiri. Să vă spună frumos la mulți ani, să vă spună soțul cât de mult vă iubește, cât de mult este fericit că 20 de ani împărtășiți cu el o familie frumoasă, că 20 de ani îi le-ați dedicat lui, că 20 de ani ați făurit o familie, ați făurit o gospodărie și, desigur, în familia voastră, Bunul Dumnezeu a dăruit un copil mult așteptat, un copil deștept, un copil minune. La mulți ani! Și dacă ați menționat dumneavoastră că Mădălina este ingenioasă, că Mădălina poate să pună lucruri la cale și să le țină în secret, cum și-a făcut și astăzi, pentru că este complicea noastră, a știut perfect, perfect ce urmează, a fost probabil și ideea ei în principal. Deci am primit și de la ea niște cuvinte frumoase și mi-a spus cu drag să le dăm citire aici, că mămică, iar dumneavoastră îl prinți acolo la sufletul de mamă. Scrisoare pentru părinți, anumită Mădălina. Scump și dragii mei părinți, sunteți frumoși ca niște sfinți, mă susțineți voi mereu și la bine și la greu.
Sunteți ființe minunate, asemeni îngerilor sfinți, cuvintele voastre fermecate, asemeni părinților cuminți. Mă rog la Domnul zi și noapte, veșnic să fiți sănătoși, mă învăț din bunile voastre fapte, să fiu bună și să iubesc pe toți. La mulți ani, stimată Doamnă, să-mi permit la final să vă dau îmbrățișare. Mă bucură faptul că s-a încredințat anume echipei noastre să venim spre dumneavoastră, că sunteți prima omagiată din acest sat și sperăm noi nu ultima, noi cu mare drag venim întotdeauna să spunem la mulți ani din partea celor care sunt prezenți, care nu sunt prezenți, să marcăm frumoasă sărbătoarea dumneavoastră, să vă rămână amintire pentru ani întregi. La mulți ani încă o dată. Și desigur aveți ocazia să-i spuneți și soțului. Ghena, îți mulțumesc mult din suflet pentru ceea ce faci pentru noi. Îți mulțumesc din suflet că existi în viața noastră. Îți mulțumesc din suflet că 20 de ani suntem împreună. Consider că suntem o familie fericită, o familie împlinită. Ca femeie sunt foarte împlinită. Mi-a dat bunul Dumnezeu fetița cu care ne mândrim. Și vreau să-ți spun și eu, te iubesc. Mulțumesc pentru tot ceea ce faci pentru noi. Ei oricum iau, e departe, dar e un suflet, da, sufletul e lângă noi.